Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la o lecție de limba română de clasa a patra din acest manual. Cine are manualul să-l deschide la pagina 52, cine nu are manualul să facă o captură de ecran, vom lucra aceste două pagini, 52 și 53, sper că le vedeți bine, da? Facem captură de ecran. Și în continuare, ia, acum se văd mai bine, da? Așa. Rugămintea mea este, dragi copii, să rezistați până la sfârșitul cursului. Nu durează mult, durează doar câteva minuțele, dar vă vor fi de mare folos, chiar dacă voi nu învățați la școală din acest manual. Mai întâi lucrăm această pagină. Iar apoi, pagina 53, vi-l arăt din nou că nu sunt sigură dacă din cauza luminii s-au văzut bine. Exercițiul 1. Precizează sensul cuvintelor subliniate și scrie ce denumesc acestea. Pe malul lacului a înflorit un iris galben. Iris este denumirea unei flori care mai poartă și numele de stânjenel. Unele pisici au iris albastru. Iris este zona colorată a ochiului. Bunica croșetează un fular din fire de lână. Fire, lână, lână toarsă, care se înșiră, înfășoară într-un ghem. Anca este o fire blândă. Comportament. În mijlocul râului plutește un buștean. Mijlocul, jumătatea. Ioana și-a cuprins mijlocul cu o gură roșie. Mijlocul, talia. Exercițiul 2. Alcătuiește câte două enunțuri în care cuvintele date să aibă sensuri diferite. Cuvintele date sunt lamă, seamănă, liliac, mușchi, cameră, leu, roșie, stat, corn, lin, limbă, râs, gol, repede, ochi. Propozițiile lucrate sunt... Mai întâi pentru substantivul lamă. Ai grijă, cuțitul are lama ascuțită. Am văzut o lamă la grădina zoologică. Pentru cuvântul seamănă. Fermierii seamănă grâul primăvara. Maria seamănă cu mama ei. Pentru cuvântul liliac. Am pus flori de liliac în glastră. Noaptea trecută un liliac a zburat pe lângă balcon. Mușchi. Pentru cuvântul mușchi avem următoarele propoziții. Iepurașul își căptușește scorbura cu mușchi. Sportivul are mușchi dezvoltați. Pentru cuvântul camera, camera roții trebuie umflată. Mă simt foarte bine în camera mea. O secundă, vă rog. Pentru cuvântul leu, propozițiile sunt următoarele. Îmi mai trebuie un leu să cumpăr o înghețată. La circ am văzut un leu. Pentru cuvântul roșie. Astăzi port o bluză roșie. Pune-te, rog, și o roșie în salată. Pentru cuvântul stat. Toma Alimoș era înalt la stat. Stat înseamnă statură. Fiecare stat are un conducător. În situația aceasta, stat înseamnă țară. Pentru cuvântul corn,
Dimineață am mâncat un corn cu ciocolată. Berbecul și-a rupt un corn. Pentru cuvântul lin, râul curge lin la vale, bunicul a pescuit un lin. Pentru cuvântul limbă, noi vorbim limba română. Am o bășicuță pe limbă care mă deranjează. Pentru cuvântul râs, un râs se ascunde în întunecimea pădurii. Ieri am râs toată ziua. Pentru cuvântul gol. După ce copiii pleacă la oraș, părinții simt un gol în suflet. Mihai a înscris un gol. Penarul lui este gol, nu are nici măcar un creion. Pentru cuvântul repede, câinele se repede la hoț și îl imobilizează. Vorbești prea repede și nu te înțeleg. Pentru cuvântul ochi, instalatorul repară un ochi de la ragaz. Tu ai ochi verzi. Exercițiul 3. Scrie două propoziții negative în care cuvântul urmă să aibă sensuri diferite. Detectivul nu a găsit nicio urmă pe pahar. El nu urmă după cum fusese sfătuit. Exercițiul 4. Cine sunt acele fete? Acele are înțelesul de acelea, de la distanță. Acele ceasornicului indică ora 12. Acele are înțelesul de limbile, indicatoarele ceasului. Vrăjitoarea era o femeie haină. Haină are înțelesul de rea. Irina are o haină roșie. Haină are înțelesul de obiect vestimentar, paltonaș roșu. Broscuța speriată a sărit în lac. Lac are înțelesul de baltă. Tata a dat cu lac pe parchet. Lac este o substanță care oferă luciu. Dă luciu lemnului, unghiilor. Exercițiul 1. Completează enunțurile folosind cuvintele n-ai dezlegat, n-ai legat, n-au dezlegat, n-am dezlegat. N-ai plecat încă la concert, n-ai dezlegat. Am primit cadou un n-ai, n-ai legat. N-am găsit loc pentru parcare. Prietenii tăi n-au ajuns la stadion. Iar tu n-ai anunțat antrenorul, n-ai dezlegat. N-am să-ți dau răspunsul în această seară. Formulează întrebări în care să folosești cuvintele n-ai, n-au, n-am. Acesta este exercițiul 2. N-ai ajuns încă? Ei n-au anunțat că întârzie? De ce eu n-am primit încă bilete la teatru? Exercițiul 3. Alcătuiește propoziții cu ajutorul ortogramelor n-ai, n-am, n-au după model. Ei nu au găsit jucăria preferată, ele n-au găsit jucăria preferată. Tu nu ai cum să locuiești așa departe. Tu n-ai cum să locuiești așa departe. Eu nu am o mașină roșie. Eu n-am o mașină roșie. Ele nu au biciclete. Ele n-au biciclete. Exercițiul 4. Ordonează cuvintele astfel încât să obții enunțuri. N-am traversat strada regulamentar. N-au plecat în excursie.
N-am nicio culegere de matematică acasă. Dragii mei, vă mulțumesc pentru participare. Pentru că este un canal gratuit, vă rog să vă abonați și în felul acesta ne vom mai putea întâlni la lecții de limba română și de limba engleză. La revedere!